Sunt recenzor în sectorul 5, București. Și sunt adrese la care oamenii refuză interviuri de recenzare. Chiar dacă asta constituie o contravenție și se prevede o amendă mărișoară. Și azi, prima oară, am fost la primărie, am anunțat despre cazurile de refuz. Șeful a sunat după vreo oră cât l-am așteptat la poliția locală. Au venit polițiștii aproape instant, dacă sună de la primărie, și bugetul lor e de la primărie. Și mi-a zis, șeful ieși în 10 minute la poartă. Am ieșit imediat la poartă și ei au apărut în 5 minute. Bun. S-au mirat că sunt pe bicicletă. Le-am zis adresa unde se vine. Și le-am zis că îi aștept aici pentru că eu o să ajung înaintea lor. Ei bine, nu doar că am ajuns înaintea lor, dar încă îi aștept foarte mult. Semn că ori s-au rătăcit, ori s-au răzgândit. Și recenzorul a lăsat buzele în soare, sau cum era acolo, cu dinți în soare. Cam așa se face recensământul. Acum suntem în primul termen extins, cu o săptămână. Dar am înțeles că s-ar extins cu încă o săptămână până la sfârșitul lunii. Așa că lucrurile sunt complicate. Aici nu m-au refuzat, au zis că vin altă dată și altă dată nu-i mai găsesc acasă. Atunci erau plătar la frăgărui și au zis să nu-i deranjez. Credeam că o să mai revină, dar ei chiar că nu locuiesc aici. Dar din coace m-au înjurat acum o săptămână. Răspuns pe 12 iulie. Probabil cu vreo săptămână înainte am fost tentativa de recenzare. Poliția nici dacă pornea girofarul nu putea să ajungă înaintea mea. Probabil. Așa-i cu recensământul populației. 60% în România, nu, în București 60% făcut până acum, 3 județe au 100% și întârzieri de 2 săptămâni cel puțin. Amâneri, că întârzieri au fost vreo lună, trebuia să începem în mai. La ce profesioniști sunt polițiști, nu m-ar mira. Am văzut pompieri cu centura pusă, incredibil și șocant. Angajați MIAI. Prima dată văd angajați ai poliției cu centura pusă în mers. Da, cel mai probabil au greșit adresa dacă întârzi atât de mult. Am așteptat 5 minute până să începe a filma și iată de 5 minute filmez și ei încă nu-s. Cel mai probabil au greșit adresa. Cu sus.
altfel nu o prea am. Da, numărul 25. Da. Dar ne-am sunat sau am stat de lucru? Da, da, da. Și am da. Asta nu mai știu. N-am mai fost pe strada asta de mult, pentru că am aici o persoană nervoasă care m-a înjurat și acum aștept să vină poliția. Dar până vine poliția, vă rezolv pe dumneavoastră. Ah. Gospodărie individuală, acceptă interviu, scriu CNP. Așa, CNP 27901.